această ipoteză, acest scenariu. Au fost multe discuții și, bineînțeles, tot acest proiect al vaccinării este un proiect viu care se dezvoltă și pe măsură ce găsim noi variante, se testează diverse variante pilot, acest proiect devine din ce în ce mai bun. Prima dată când au varianta asta, n-a fost discutată în coaliție. În momentul ăsta, ceea ce știm este că vaccinarea este la liber, există doze din fiecare ser disponibile în toate județele și asta este foarte important și fac un apel către fiecare român care nu s-a vaccinat să meargă să se vaccineze, pentru că suntem în etapa în care vaccinul ne ajută, acum suntem noi cu un pas înaintea coronavirusului. A fost un an de zile în care coronavirusul a fost cu un pas înaintea noastră. Am avut atunci un an plin de frustrări pentru că a trebuit să respectăm niște reguli și mulți erau, se săturaseră efectiv și pe bună dreptate. Dar cred că și noi până la urmă da, și la urmă. Adică acum un an de zile a făcut Paștele în casă. Da, acum nu sunteți nici dumneavoastră, nici eu căzuți aici în studio din... o secundă în alta, așa, ca și cum acum ne-am născut. Domnul Orban are un interes când spune asta, în condițiile în care Florin Câțu iese ulterior și zice, păi, unul ar putea fi legat de lupta din interior? O luptă este în interior, efectiv, evident, în fiecare partid, PNL-ul are alegeri în septembrie și se arată o bătălie între domnul Orban și domnul Câțu. Noi avem, de asemenea, la USR Plus alegeri în septembrie și noi vom intra în alegeri, însă asta, discuția despre vaccinare și lupta cu coronavirusul trebuie să treacă dincolo de meciurile politice, pentru că este cel mai important lucru pe care îl avem de făcut fiecare dintre noi. Și aici facem diferența între oameni politici și oameni de stat, pentru că un om de stat, nu toți oamenii politici sunt oameni de stat, un om de stat trebuie să se gândească pe termen lung la binele societății și pentru asta am intrat cei mai mulți dintre noi în politică. Ori, de asta spun, sunt subiecte care trebuie să se ridice deasupra acestei lupte și vaccinarea este unul dintre aceste subiecte și trebuie să-l tratăm cu toții cu maximă responsabilitate, pentru că sunt foarte mulți politicieni care nu numai că n-au ajutat, ci chiar au creat mari dezavantaje pentru statul român în lupta cu coronavirusul prin declarațiile lor publice. Da, cred că am fi putut fi cu toții cei care aveau un pic de imagine publică și spun, folosesc pluralul ca să nu pară că arăt cu degetul către unii sau alții, dar cred că în perioada asta mai multe instituții ale statului român ar fi putut, sau care fac parte cumva din zona de încredere, ar fi putut să fie ceva mai vocale în a-i convinge pe cei din mediul rural, pentru că problema e acolo. Dar până la asta, mai zăbovesc o secundă la domnul Orban. Poate că s-a gândit, zic și eu, încerc să mă gândesc așa, cei care au zis nu mă vaccinez acum, mai amân, și forțându-i să se gândească pecuniar, financiar, că e posibil la un dat să plătească, să obțină domnul Orban efectul invers, adică să meargă omul la vaccinare. Poate fi și asta o variantă. Poate fi o variantă dacă dânsul a calculat-o așa. Din nou, sunt dispus să vedem care sunt argumentele, că evident poate există și niște cifre, poate niște cercetări, poate niște focus grupuri. Poate niște focus grupuri. Este, spui, tocmai de asta spun că în momentul de față trebuie să fim cu toții foarte, foarte conștienți de acest lucru, pentru că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, mai ales, cum spunea și noastră, a celor care au o imagine publică foarte bună, celor pe care oamenii îi văd ca modele în societate. Trebuie să dăm exemplu și acum ce putem face fiecare dintre noi este să recomandăm vaccinarea. Există doze, suntem în faza în care trebuie doar să îi ajutăm pe oameni să se vaccineze și în mediul rural trebuie să mergem către ei și au început caravanele. În școli asta vreau să vă întreb. Cum faceți că accesul către zona rurală nu e atât de simplu? Trebuie că merge Ionuț Moșteanu cu un discurs coerent, venit de la specialiști cu cifre, s-ar putea să n-ajungeți. Știți cum am convins oamenii să se vaccineze? Au văzut prieteni aproape de moarte și așa s-au vaccinat. Nu putem să folosim metoda asta. Asta, bineînțeles că numai acum suntem la un an și ceva de când a izbunit pandemia și deja s-a terminat cu discuția eu nu cred în coronavirus, pentru că fiecare deja are un cunoscut care a fost cel puțin în spital cu coronavirus, dacă nu, Doamne ferește, și mai rău. Revenind la întrebarea noastră, acum trebuie să mergem către cei din mediul rural, să-i ajutăm să ajungem noi la ei cu vaccin. Când zic noi, zicem administrația centrală, da? Trebuie să ajungă statul către ei, pentru că pentru foarte mulți să meargă 20, 30, 40 de kilometri nu este o opțiune. Și au început aceste lucruri, au început aceste caravane lăsate, l-am văzut pe dr. Arafat, l-am văzut pe dr. Valeriu Gheorghiță, colega mea, prefectul de Argeș, are din ce în ce mai multe inițiative, de exemplu, la Poenarii de Argeș au fost acolo, s-a făcut un centru de vaccinare și s-a mers către Săteni, ieri a fost la Tigveni, dacă nu mă înșel, sau la alte, ieri a fost și ministrul apărării acolo, alt centru făcut într-o comună, se întâmplă lucruri de astea. Noi pilotăm acum la București, vom pilota un proiect în cabinetele medicale din școli, să vedem cum merge un pic și acolo. Deci, da, acum încercăm să ne ducem, adică din nou spun, ca
asta, ce ca strategie. Cabinetele medicale din școli care să vaccineze profesori sau elevi, dacă ajungem profesori, în primul rând, cadrele didactice să aibă cât mai la îndemână acest vaccin și după aia, bineînțeles, va fi și o discuție foarte serioasă ce facem cu adolescenții. Pentru că eu cred că și ei trebuie să se vaccineze la un moment dat. Pentru că, din nou spun, în momentul ăsta al bătăliei noastre cu coronavirusul, vaccinarea este cea care ajută cel mai mult și ne ajută să fim cu un pas înaintea acestui virus. Și eu mă bucur foarte tare pentru că ușor, ușor vedeți că reușim să revenim la viața noastră de dinainte. Da, unii dintre noi cei vaccinați, și apare o veșnică discuție dacă cei vaccinați sunt discriminați, dacă există o discuție între nevaccinați și vaccinați, apropo de discriminare, dar până acolo e clar că trebuie făcută o alegere corectă și a oamenilor care ajung în mediul rural, pentru că s-ar putea să nu răspundă la criteriile clasice de selecție sau la, cum să vă spun, la oamenii care în mod normal și natural conving pături mai ample. Poate că și aici trebuie să fie guvernul un pic mai creativ, nu știu, cu influencer din zona. E o pătură anume, sunt bule diferite. Cu siguranță, cu siguranță există autorități care sunt foarte respectate în mediul rural. Mă uit aici la cadrele didactice, la profesori, mă uit din zonă, mă uit la primari, bineînțeles, mă uit la biserică. Sunt niște entități respectate cu autoritate în mediul rural și fiecare dintre aceste entități trebuie să ajute la a sprijini campania de vaccinare, că până la urmă este în beneficiu tuturor, este în beneficiu societății, așa cum spuneam și mai devreme. Dar nu e un pic ciudat că am ajuns să vorbim despre manele eventual făcute pentru această campanie în condițiile în care avem artiștii populari care iară pot deveni o locomotivă foarte bună pentru zona rurală? Înțeleg că e o comunitate mai amplă. Da, și din păcate ați văzut că și în lumea artiștilor acest coronavirus a împărțit-o suntem pe jumătate. Suntem cu toții români, suntem cântăriți la mandolină sau nu. Unii au înțeles că e important până la urmă și din punct de vedere financiar pentru ei, pentru că ei sunt unii dintre categoriile cele mai lovite de pandemie, nu au mai fost concerte. Practic li s-a închis business-ul. Unii au înțeles și au zis, măi, cât mai repede facem concerte, mergem la concerte. Uite, și eu în seara asta mă duc la un concert. Da, și are toată invidia mea, domnul Moșteanu, recunosc că după nu m-am emisiune. Prins. Da, am avut așa speranța că se vor deschide și am luat bilet acum vreo 2 luni de zile, dar iată, sunt unii care au încercat și au făcut eforturi și au promovat vaccinarea, unii care au stat circumspecți, alți artiști, care au zis nu există coronavirus și zic în continuare, nu dau nume artiști cunoscuți, eu unul sunt dezamăgit de ei. Adică, ok, dacă au ales să n-ajute, dar măcar nu strica un efort și un efort al întregii societăți pentru revenirea la normalitate.